Piața de energie din România este reglementată prin acte normative clare, la punerea lor în aplicare trebuind să contribuie instituțiile abilitate ale statului. Cu toate acestea au apărut anomalii la calculul facturilor, iar acestea au fost explicate de senatorul PNL de Hunedoara, Vasilică Potecă. Am stabilit niște criterii, niște metri cubi și cum ar trebui să funcționeze. Și am stabilit acolo că există niște instituții care ar trebui să se ocupe. ANRE-ul, Protecția Consumatorilor, toate celelalte niște instituții care ar fi trebuit să facă ordine acestei țări și să supravegheze sistemul în legătură cu facturile, să nu ajungem la aceste aberații. Dintr-o dată a apărut, după apariția acestei ordonanțe, în 18 au apărut fel de anomalii în sistem. Aceste anomalii din sistem au început să fie date de tipul de furnizor, tipul de transportator, tipul de producător, toate celelalte, de tipul de contracte încheiate, contracte care au ajuns contracte la lung și toate celelalte. Deși sunt reglementări clare în acest sens, prețurile totuși continuă să crească. Chiar dacă este membru al unui partid aflat la putere, Vasilică Potecă a spus răspicat cine este de vină pentru această situație. Aici fiind vorba despre neimplicarea instituțiilor, abilitatea ale statului, lacune ale parlamentarilor și înțelegerile dintre jucătorii de pe piața energetică din România. Din punct de vedere al creșterilor la această oră, dacă stăm și ne uităm, creșterile, în afară de aceste greșeli pe care le vedem și le știm, că și țin de instituțiile românești, de modul în care n-am înțeles foarte clar nici pe parlamentare când am discutat legea, nici ceilalți, pentru că așa ne-a fost prezentată situația, ne-a reglementat-o așa cum e normal, adică tu o iei pe la producător, distribuitor, pe atât. Celelalte lucrurile au fost într-o anumită logică. Nu mi s-a părut logic atunci și am crezut că vom face, vom stopa. Ei, după care au apărut aceste situații particulare, aceste chestiuni care nu erau complet necunoscute ca și parlamentar, că nu știai toate tipurile de înțelegeri din piața de energie românească. Prețurile la energie și gaz sunt compensate și plafonate pe perioada 1 februarie 31 martie, iar guvernul va extinde aceste forme de sprijin a consumatorilor până la sfârșitul anului în curs. Cum va fi noua formă de compensare și plafonare, încă nu se poate ști. În acest caz, trebuie să se țină cont de situația conflictuală din Ucraina, dar și de reglementările Uniunii Europene. Sigur, va apărea, din punct de vedere al reglementării acestor facturi, o nouă prevedere care va reglementa perioada pentru aprilie-decembrie 2022 în aceste condiții. Adică vom ști exact cât statul român își asumă, ce ne mai asumăm noi ca cetățeni și cum facem, ce forme de sprijin o să avem în această nouă desfășurare de la Uniunea Europeană. Pentru că va trebui, toate aceste lucruri trebuie corelate între ele. Nu putem mâine să luăm noi hotărâri unilaterale legate de această piață a energiei, pentru că această piață a energiei este o piață comună europeană și va trebui să găsim soluțiile legate odată de acest război și de modul de aprovizionare și de alimentare a societății și a populației din România. Pe de altă parte însă, senatorul PNL de Hunedoara, Vasilică Potecă, a anunțat că facturile emise pentru luna ianuarie vor fi cu siguranță recalculate. Am rămas descoperiți oarecum pe luna ianuarie, dar lucrurile sunt în curs de reglementare. Între reglementarea de la 118 cu termenul de intrare la ordonanța 3, data cred că a fost undeva prin 15 ianuarie, era de intrare în vigoare la 1 februarie. Și îți rămânea acea perioadă în care prețul nu mai era plafonat clar și în care încă funcționa 118, dar lucrurile sunt în reglementare și va fi reglementată și acea lună. Senatorul liberal de Hunedoara, Vasilică Potecă, este membru în Comisia Economică, Industrie și Servicii din Camera Superioară a Parlamentului României, precum și în cea de Administrație Publică.